Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Ședința Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Ședința este statutară, sunt prezenți 19 consilieri fizic și 16, scuzați-mă, am sărit la statutul de municipiu. Doamne ajută! Așa, unul este online, colegul nostru online, așa, vă frumos să permiteți să dau citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2023. Vreau să-mi permiteți să mă uit dacă există mai mulți inițiatori. Nu este un singur inițiator, o să vi-l spun la sfârșit. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, strada Ferdinand I, scuzați-mă, numărul 55-57, în vederea realizării investiției, construire centru comercial, vă frumos să luați loc, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare, incintă și fațade, amplasare post-trafo, branșamente, utilități, amenajare provizorie pentru organizare de șantier. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Piața Agroalimentară, situat în orașul Târgu Ocna, strada George Enescu, numărul 4, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a terenului în suprafață de 25 de metri pătrați, adiacent apartamentului numărul 2 din blocul A11, scara A, strada 9 Mai, orașul Târgu Ocna, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 2023. La punctul 6. Proiect de hotărâre privind completarea indicatorilor tehnici a investiției dotarea căminului cultural cartierul Turcere, orașul Târgu Ocna, județul Bacău, finanțată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, măsura M7P6B investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 48 din 25 mai 2023, aprobarea documentației de realizare a lucrărilor de intervenție a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare infrastructurii rutiere în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Sarin, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul 8. O proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2023-2024. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la spațiu situat în imobilul din strada Răducanu, numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, ce face obiectul contractului de închiriere numărul 10.311 din 26.07.2023 și scutirea de la plata chiriei pentru o perioadă de 12 luni. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la spațiu situat în imobilul din strada Slătineanu numărul 1, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, ce face obiectul contractului de închiriere numărul 10.325 din 26.07.2023 și scutirea de la plata chiriei pentru o perioadă de 12 luni. La punctul 11, informare cu privire la evenimentul de surpare a terenului ce a avut loc în perimetrul de exploatare Gura Zânic în data de 10.08.2023. Punctul 12, informare privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în primul semestru al anului 2023, iar la punctul 13, întrebări, interpelări, răspunsuri. Inițiatorul tuturor punctelor de pe ordinea de zi este primarul orașului Târgu Ocna.
Dacă sunt discuții la ordinea de zi. Dacă nu o supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Domnule secretar de ședință, aveți cuvântul pentru procesul local de... Înainte de începerea dezbaterilor pentru ședința de astăzi, domnul consilier, vă supun atenție pe aprobare procesul verbal al ședinței din luna iulie 2023. Dacă nu sunt probleme cu acest proces și felul cum a fost redactat, supun spre aprobare procesul verbal din data de 29 iulie 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Ținem. Se abține domnul. Deci, vă abține domnul. Vă mulțumesc. Vă informăm că mai sunt două, haideți să anunțăm și... Da. Pentru punctul 2 din această ședință, și-a făcut propunerea pentru a participa fizic domnul Plutica Cătălin, dar văd că nu a ajuns. Și din partea firmei Euro, consultanți. Dacă nu sunt probleme și sunt de acord, să fie primiți în ședință. Să punem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. E cineva mulțumesc. Și la informarea ta. Mulțumesc, domnule secretar. Având în vedere că la punctul 11 avem acea informare cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Duraz Mănic și domnul director al Săvenii se află aici, haideți să începem cu punctul 11, dacă suntem de acord, să nu reținem soare și altă problemă. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Vă mulțumesc. E cineva împotrivă? Se abține ceva? Da, vă rog, domnule. Da. După cum știți, pe raza Coatetă, Bogna, a avut loc fenomenul de surpare în zona de perimetru de exploatare al salinei Târgu Bogna. Față de care, eu o să prezint pe scurt stadiul actual al soluționării problemei, urmând ca colega mea să dezvolte puțin subiectul. Deci, în principiu, așa cum am zis și de prima dată, fenomenul are, la ce cunoaștem în ziua de azi, are o cauză naturală, respectiv circulația apelor de subteran pe sare. Sare care se află la o adâncime foarte mică față de suprafață, mai ales că în zona respectivă există o zonă cu aluviuri care sunt direct pe spinarea sării, adică stau pe sare. Aluviuni care sunt, bineînțeles, permeabile, adică prin care se poate circula apa. Acest aspect a fost menționat inclusiv într-un studiu hidrogeologic care a fost efectuat în anul 2015. Să prezinte colega mea mai multe detalii. În principal, noi așteptăm să iasă raportul privind studiul cu cauzele și propune pentru remediere. Deocamdată nu există un pericol iminent. Cert este că apa continuă să curgă pe... Adică pânza freatică există. A fost relevat și prin studiul... Oprește-l de tot sunul, te rog. Prezența apelor de subteran a fost relevată inclusiv atunci când s-au făcut forajele, când a venit echipa care studiază fenomenul. Da, dau cuvântul colegii, adică rog pe colega mea să dezvolte puțin subiectul. Eu am fost pe scurt așa, ca să mulțumim. În primul rând, bună ziua. Numele meu este Carmen Țindaru, sunt inginer geolog la Salina Târgu Ocna. Eu o să vin cu câteva detalii de specialitate vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în cartierul Uraslănic din orașul Târgu Ocna. Acest fenomen de tasare a terenului care s-a petrecut în cartierul Uraslănic în data de 10 august 2023, urmat de o surpare, este localizat în extremitatea sud-vestică a perimetrului Uraslănicului. Trebuie de menționat următorul lucru. Această surpare la suprafață, conturul ei
este localizată atât în perimetrul de exploatare Gura Slănic, cât și în afara perimetrului de exploatare Gura Slănicului. Eu mi-am permis, pentru că acest fenomen și evoluția fenomenului în zonă este foarte important, mi-am permis să-mi fac câteva notiții pentru a nu omite nimic din ceea ce ați dorit dumneavoastră să cunoașteți. Surparea, care s-a manifestat, întâi prin tasare și apoi prin surpare, cu formă neregulată și o adâncime la început de 1 până la 3 metri, deci eu am aici un fragment de plan, așa, forma era neregulată, suprafața măsurată a conturului în data de 10 august a fost de 405 metri pătrați, la suprafața surpării, imediat ce s-a format, a apărut lichid, care s-a dovedit ulterior prin analize chimice, care s-a limitat. Deci, după observarea acestui fenomen, la fața locului s-a deplasat conducerea sucursale, șeful de sondă, care au luat primele măsuri de delimitare în prejunirea perimetrului, sau, după cum știți și dumneavoastră, s-au anunțat autorităților locale și corpurile competente de la Bacău. S-au desemnat personal responsabil cu monitorizarea continuă vizuală și paza în zonă și s-au luat măsuri pentru urgente privind măsurători topografice în zonă de nivelment pentru a se vedea dacă acest fenomen are sau nu are legătură cu sonda 265, sondă care este situată la circa 45 de metri de surpare și care la data producerii evenimentului era oprită. De ce era oprită? Puteți să întrebați și dumneavoastră. Așa, era oprită deoarece această sondă încă din luna aprilie ajunsese cu exploatarea la limita superioară de exploatare. Adică rezervele acestei sonde s-au exploatat până la cota 292. Această sondă, vis-a-vis de această sondă, pot să vă spun următoarele lucruri. Ea a funcționat ca sondă de explorare-exploatare din 1990 până în anul 2023. A fost forată în extremitatea vestică a perimetrului de exploatare Gura Slănicului, pe o adâncime de 980 de metri, a interceptat limita stare stabil la 1,5 m, iar de la 1,5 m, conform analizelor chimice care s-au făcut pe probele care au fost prelevate în momentul executării forajelor, s-a dovedit că sarea avea un conținut peste 77% clorură de sodiu. Iar în acei 5 metri din acoperișul sondei s-au traversat nisipuri, pietrișuri, aluviuni conglomerate. Deci o formațiune permeabilă, foarte slab consolidată, care, după cum se vede, a creat în timp anumite probleme. În continuare, sonda a fost tubată cu o coloană de ancoraj până la metru 272,5. Iar exploatarea rezervelor a început prin metoda de dizolvare cinetică de la metru 545. Exploatarea, bănuiesc că știți, se face de jos în sus, prin trepte mici sau mari, în funcție de tehnologia care se aplică la fiecare sondă în parte. Ei bine, evoluția dizolvării în cadrul sondei se urmărește permanent prin executarea de măsurători cavernometrice, astfel încât să fie respectați tot ceea ce înseamnă factori privind securitatea zăcământului, a exploatării și a suprafeței. Respectiv, respectarea elementelor de rezistență, pilier, planșee, rază de dizolvare, diametru de dizolvare proiectat. Ceea ce trebuie să mai spun, în zăcământul Gura Slănicului
s-a observat că există o variație foarte mare a calității, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Există foarte multe intercalații sterile în cuprinsul zăcământului, care au generat în timp multe probleme legate de exploatarea sondelor și respectiv de atingerea diametrului de dizolvare proiectat. Și la această sondă, diametrul de dizolvare proiectat, care a fost stabilit inițial de 60 de metri și pe urmă s-a revizuit în anul 1997 la 50 de metri, nu a fost atins. Din cauza faptului că sarea era impură. În prezent, volul de dizolvare este mult mai jos față de zona cu probleme, la 292 de metri, iar diametrul de dizolvare proiectat nu este atins. De asemenea, revin la gradul de complexitate al zăcământului gura slănicului, gradul 3 de complexitate, ce înseamnă variația asta calitativă de care v-am povestit, și o tectonică foarte complicată. Asta înseamnă că zăcământul este afectat de falii, care îl împarte în zone care nu au legătură unele cu altele. Ceea ce s-a întâmplat și în zona vestică a perimetrului gura slănicului. Sonda noastră e situată în zona vestică. În apropiere, după cum v-am zis, la 45 de metri de această zonă unde s-a manifestat fenomenul de surpare. Bun. Este o zonă de flanc. Noi suspectăm existența și a unei falii care împarte zăcământul în această zonă și care e posibil să traverseze chiar această zonă, această zonă de surpare. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că la 90 de metri de această sondă, în zona aceea puțin mai în amonte, unde este zona aceea de, să zic, de al, așa, noi am avut forat, prin anii 80, o sondă care nu a interceptat sarea. Deci, aceasta este o explicație clară. Practic, această cercetare a unei zone se face concomitent cu realizarea forajelor, lucrărilor de cercetare și se adaptează permanent cu datele rezultate din desfășurarea procesului de extracție a rezervelor. Așa. Pe lângă aceste măsurători topografice care se realizează în fiecare zi și în urma cărora se elaborează un raport care este înaintat forurilor competente și care rapoarte, inclusiv cel de astăzi, indică clar că nu există fenomene semnificative de scufundare în jurul sondei 265, iar nivelul lichidului în baltă s-a menținut în zona stopată, s-a menținut constant, se realizează de asemenea și densități la probele de lichid recoltată în zona tasării, în două puncte opuse, diametral opuse. Aceste determinări ale concentrației în clorură de sodiu se realizează de 4 ori pe zi. La schimbul 1, la schimbul 2 de 2 ori și la schimbul 3 de asemenea. Ei, noi avem o evidență a acestor concentrații pe probele de lichid care dau, o să vă spun că dau indicații foarte prețioase asupra regimului de circulație a apelor pe schinarea sării. Despre sonda 265 nu mai puntez pentru că v-am spus datele generale despre ea. Dar ceea ce este foarte important la această sondă, pot să vă spun că dacă acest fenomen de tasare, urmat de surpare, ar fi avut legătură cu sonda 265, atunci în beciul sondei și în imediata vecinătate a acestuia ar fi fost deversări masive de saramură și erupții de fluid izolat. De CLG. De asemenea, dacă ar fi fost legată de ea, de asemenea ar fi fost oarecare prăbușire și presiuni foarte mare, foarte mari, constatate în cabina de comandă și iviri la rețelele tehnologice de fluid izolat, ceea ce nu s-a constatat la noi.
Și din cauza aceasta am luat și acea măsură de prelevare continuă a probelor de lichid în cele două puncte de recoltare, situate în două puncte diferite pe conturul surpării de la Gura Sonicului. Conform studiilor de stabilitate care se realizează anual și care a căror concluzii sunt transmise atât primăriei, cât și agenției de protecție a mediului, agenției de mediu, garda de mediu, la APE și la proiectant și la Societatea Națională a Sării, zona unde se află sonda 265 se încadrează în zona 3 de stabilitate. Asta înseamnă că zona are un comportament stabil. Deci zona 1 este o zonă cu comportament stabil. În derulare avem de asemenea studiul de stabilitate pentru anul 2023 pe baza măsurătorilor topografice de precizie care s-au realizat și a căror concluzii vor ajunge și la dumneavoastră, bănuiesc că prin luna octombrie, când va fi predat studiul. În momentul în care s-a produs această surpare, după cum am spus, s-a acumulat lichid pe suprafața surpării. Analizele chimice care au fost realizate pe probele recoltate atunci, în data de 10 august, au indicat o salinitate de 122,9 până la 90,5 grame la litru clorură de soliu. Ceea ce ne îndreptățește să credem că acolo exista deja o preconcentrare a apelor care au spălat spinarea sării. Deci, faptul că s-a tasat și s-a prăbușit și a apărut un lichid care avea o anumită concentrație, indică ceva. Dar ceea ce este mai important, că această salinitate în zilele următoare a scăzut. În prezent, salinitatea este cuprinsă între 22 de grame la litru până la 13,5 grame la litru clorură de soliu. Menționez, de 4 ori pe zi se iau câte 2 probe, se analizează, se comunică și se face. Eu am aici atașat la raport și un tabel cu evoluția densităților. Acest lucru indică următorul. Practic, apele. Există mai multe surse de apă care vin în zona respectivă cu grosime mică a acoperișului constituit din aluvionar permeabil, care pur și simplu vin direct pe spinarea sării, pentru că în acea zonă nu este brecea sării, nu este marnă cu sare sau ceva, se intră direct în zăcământ. Și acest lucru a fost dovedit prin studiile care s-au făcut în zonă, respectiv un studiu hidrogeologic făcut de Institutul de la Cluj în anul 1996 și un studiu făcut de Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică, în anul 2014, care au indicat acest lucru. Pe baza forajelor hidrogeologice și a probelor prelevate de teren. Acele ape vin din diferite surse. Nu este o singură sursă. Vin, spală zăcământul și posibil în timp, spălând în zona respectivă, soluția s-a concentrat. La un moment dat, fracțiunea fină din acele pietrișuri, bolovănișuri care sunt în zonă și care se fac și la floriment, în spărtură proaspăt, în jurul surpării, fracțiunea fină a fost spălată. Depozitul acoperitor și-a pierdut portanța, s-a prăbușit. Și a apărut acel lichid sărat pe la suprafață, care în timp, datorită a fluxului continuu a apelor subterane, mă rog, cu debit mai mare sau mai mic, a fost spălat în continuare, iar concentrația a scăzut. Și scade în continuare concentrația. Asta înseamnă... Haideți să lăsăm pe doamna inginer să termine. Mai discutăm. Da. Eu nu am avut... Știți cum... Eu nu am vrut să citesc, pentru că era mai simplu. Am vrut să vă prezint liber fenomenul și să aveți și dumneavoastră posibilitatea să puneți anumite întrebări, dacă eu nu am fost foarte clar în anumite aspecte. Nu de asta.
vorbeam da. Cu colegii noștri. Da. Puteți să tragem o concluzie așa mai pe înțelesul locuitorilor da. Din Uraslănic, da. Da. Spre liniștirea lor, pentru că asta ne interesează, până la urmă, pe toți. Da. În condițiile astea, ca să fiu foarte, foarte așa clară și foarte subțintă, o să spun așa. Faptul că în zona acoperișul zăcământului este subțire, este constituit din material permeabil și, și slab consolidat, există circulație de ape pe spinarea sării. În urma tasării constatate în data de 10 august a rezultat o supare în care imediat s-a constatat o acumulare de lichid a cărui salinitate a fost, după cum v-ați spus, între 122 și 90 de grame la litru și care ulterior a scăzut, ne determină să tragem următoarele concluzii. Noi, la salin, pentru că noi ne-am analizat foarte bine și ne-am făcut lecțiile, cum se spune, când am venit aici. Zona afectată de surpare este localizată atât în perimetrul de exploatare Gura-Slănic, cât și în afara perimetrului de exploatare Gura-Slănic. În zonă există apor de ape din mai multe surse. Atât subterane, izvoare subterane, nivelul hidrostatic, apele care vin de pe muntele Mărgura și care probabil a căror curs a fost deranjat în momentul când s-a realizat varianta DN12B. Alte surse de apă posibil și canalizări, nu știm. Nu știm lucrul ăsta. O astfel de dizolvare, cum am constatat-o noi în, în perimetrul Gura-Slănicului, într-o zonă sensibilă litologic, slab consolidată, cu sare de calitate superioară, situată la mică adâncime și puternic afectată de circulația apelor, s-a produs în timp, formându-se un karst cu saramură diluată, situat la mică adâncime, și care în timp, sub greutatea stratului acoperitor, și-a pierdut portanța, producând surpară. Continuarea circulației apelor pe spinarea sării explică și scăderea salinității lichidului din surpare, conform analizelor chimice pe care le avem atașate raportului. În baza analizei aprofundate asupra cumulului de factori care ar fi putut genera surparea, se apreciază că fenomenul este datorat existenței zăcământului de sare gemă în zonă, din cauza dizolvărilor produse în timp pe spinarea sării, surparea s-ar fi produs și independent de existența unei exploatări a sării în zonă. Iar afirmația pe care am făcut-o mai sus are la bază următoarele date reale prezentate, respectiv, în, atât în surpare cât și la beciul sondei nu s-au constatat saramură, nu există diversări de fluid izolant sau saramură concentrată, nu s-au constatat creșteri ale presiunilor în sondă sau deversări de saramură și fluid izolant pe rețelele tehnologice. Mai mult, ce pot să vă spun? În determinările, investigațiile care le-au făcut specialiștii de la Geoscan în 19-20 august, luna aceasta, s-au observat următoarele. Dumneavoastră au făcut diametral opus pe conturul acestei surpări două foraje geotehnice cu adâncime de 6 metri. Patru profile de electrometrice și două profile de seismică de reflecție, care o să ne dea informații prețioase asupra configurației părții inferioare a cavernei, asupra stratelor traversate. Dar, ceea ce este foarte important este că la forajul F1, situat în zona sud-vestică și care s-a realizat până la metru 6, la o adâncime de 1,6 metri, s-a interceptat o acumulare de apă care se auzea foarte bine la suprafață. Exact ca zgomotul pe care îl face apa care curge pe o țeapă. Practic era un izvor de apă. S-a luat probă și s-a determinat o concentrație de 5% clorură de sodiu. Deci este clar că această apă este apă dulce. Iar pH-ul este 7, de asemenea, de apă dulce. S-a determinat la laborator. În celălalt foraj, realizat diametral opus, înspre drum, practic, înspre sondă, s-a interceptat de asemenea apă, dar la 2 metri adâncime. Dar acolo nu se auzea.
apa care curgea. În schimb, acest foraj, la metru 5, s-a oprit pentru că a interceptat niște galeți de pietriș care erau un pic mai mari și erau consolidați și n-au mai putut să meargă cu sondeza aceea manuală cu care au făcut forajul. Urmează să ne ofere datele în continuare. Dar din forajul F1, luni, am fost și am ascultat din nou să văd, se mai aude apa curgând sau nu? Ei bine, nu se mai auzea. Ceea ce sugerează un lucru foarte important. Orică acea apă, acel izvor subteran, s-a răsfirat pe liniile de crăpături care există înspre zona de Sfânta Sare, ori datorită secetei, nivelul a scăzut și nu mai poate să mai fie auzit sau nu mai poate să fie captat în acea gaură de 6 metri care a fost realizată pentru foraj. Urmează ca noi, în jurul datei de 5 septembrie, să primim rezultatele acestui studiu care au fost făcute de specialiști de la CEOSCA, în care vor veni probabil și cu unele măsuri și cu unele concluzii mai clare vis-a-vis din investigațiile geofizice de care v-am povestit și care... Probabil că vom putea afla și dacă există riscul de mărire. Da, ați pus o întrebare foarte bună și vă mulțumesc. Asta vreau să știm, cu toții de asta suntem interesați. Da. Deci, ca orice surpare care se formează, ea se stabilizează în momentul când ajunge la taluzul natural. Există tendință de jur împrejurul surpării, care dintre dumneavoastră ați fost acolo, vedeți că există crăpături. Ei bine, acele crăpături se produc datorită faptului că formațiunile acoperitoare tind să se stabilizeze, tind să ajungă la acel taluz natural, care este 60 de grade în sare și 80% 80 de grade în serin. Deci el va ajunge o formă mai ușor, nu foarte abruptă. Tot cei pereții care sunt abrupți la marginea supării, aceia vor ceda. Deci atâta timp cât există un aport de apă dulce pe spinarea sării și a pelivien, atâta timp cât acele ape dizolvă în continuare, riscul există. Deci, cumva, măsurile care probabil se vor lua sunt legate și de captarea, eventual devierea acelor, în primul rând, identificarea tuturor surselor de apă care vin în zonă. Unele știm, unele nu. Poate mai sunt și altele, în afară de cele depistate. Identificarea, captarea, drenarea, poate nu în totalitate, dar cel puțin la o limită suportabilă, astfel încât să nu mai există fenomenele dorite. Pentru că trebuie să vă spun că, având în vedere tradiția îndelungată în exploatarea rezervelor de sare în gura Slănicului, începând din anul 1959, permanent au existat preocupări din partea sucursalei Salina Târgu Ocna și a Societății Naționale a Sării privind determinarea tuturor factorilor complexi legate de geologie, hidrogeologie, care ar putea genera fenomene nedorite în zonă. Mulți dintre dumneavoastră ar spune, au mai existat, da, dar acele fenomene pe care le știm cu toții nu au fost generate de cauze de natură aceasta. Au avut cu totul alte cauze. Efectul a fost la fel, supărător. Dar cauzele au fost altele. Și de aceea noi trebuie să analizăm aceste efecte din prisma cauzalității. Să vedem toate elementele de cunoaștere, ce am putea face, ce am mai putea face, să detaliem aceste cunoștințe, astfel încât să luăm măsurile cele mai bune pentru locuitorii din zonă. Pentru că există un pic de panică, e normal. Oamenii, și panica asta rezultă de necunoașterea problemelor și a riscurilor care pot apărea. Vă rog să-mi puneți întrebări. Poate am omis ceva și nu aș vrea. Că totul este foarte important. Așa, aș vorbi foarte mult, dar aveți multe puncte la ordinea de zi. Nu, ăsta este, cred că, cel mai important. Vă rog, domnul. Aș vrea să știu și eu, dacă aveți informații, cam atât aproximați că ar fi caverna de dedesubt sau golul de dedesubt, da. Golul de zaramură, cam la
ce capacitate, gândesc că știți în momentul în care injectația a fășit foarte saramură, datorită volumului dislocuit, da? Știți cam pe ce lungime se întinde. 100, 200, 30, 10 metri, care e volumul. Bine, depășim și la adâncime, clar. Dacă îmi permiteți, la ce vă referiți dumneavoastră? La sonda care iese în apropiere sau la surparea în discuție? Nu, la surparea în discuție. Da. Deci surparea în discuție, să fie clar, nu are legătură cu exploatarea. Asta spuneți dumneavoastră. Nu. Asta argumentez. Asta argumentez. A spus chiar că la mijlocul discuției că există o posibilitate de intrare apei pe diverse straturi, ca să zic așa, și e posibil să se surpe. Nu. Știți care este problema? Problema este următoare. Zăcământul de sare este unul. Apa se infiltrează la mica adâncime pe spinarea sării. Eu vă spun că e vorba de 5 metri în partea superioară. Dar fiecare sondă, practic, este izolată față de suprafață prin acea coloană de ancorare. Așa este construcția sondelor. Prin acea coloană de ancorare, iar adâncimea până la care s-a realizat exploatarea la această sondă este de 292 de metri. Este mult mai jos, cum să zic, decalat, să ne închipuim. Știți cum? Eu am aici un profil. Pentru lămurile, puteți veni lângă mine să vi-l arăt. Știți cum? Așa eu vă povestesc, poate dacă nu avem amândoi aceeași vedere în spațiu, nu ne putem clarifica. Și la, acum, și la unele mari s-au extras în siguranță și sunt probleme. Da? Adică, vă rog frumos, vrem o siguranță sau o chestie tehnică, cam la care este volumul pe care îl aproximați ca fi de desubt extrasă sare, sau cum se zice. Dar nu este extrasă sare. De saramură, se injectează apă și se spate saramură și este compată la timpul. Nu are legătură. Vreți să disociați, cum îi spune, suparea care a apărut pe sonda pe care o a exploatat sau care aveți exploatat. Se va stabili prin expertiză. Nu vrem nici să disociem, nu vrem nici să alăturăm. Dacă îmi permiteți, eu să mă declarez puțin lângă domnul Măciucă, ca să îți zic, vreți? Da. Sunteți de acord? Da. Bine, Olanda. Da? Bine. Și mai bine. Sigur că da. Haideți să discutăm cu copiile în față. Deci, aici eu. Deci, întâi să ne uităm pe plan, da? Deci, avem un plan. Aici sunt localizate sondele. Sondele active. Da. Deci, sonda în cauză este de sus. Pare este. Haideți să ne uităm. Sonda este figurată aici. Deci, nu pe sonda asta. Am început să exploatăm aici, în mod ușor, ușor, în trepte, mergând în partea superioară. Ei, acum, la data actuală, noi suntem cu exploatarea aici. Adică, am fost cu exploatarea, că sonda este închisă. Pentru că noi avem puisa rezervă și nu mai avem mai sus de această limită, nu avem voie să exploatăm. Conturul golului de dizolvare, conform măsurătorii cavernometrice, de precizie, este acesta. Deci, dar nu știți dacă nu există o falie care merge? Nu avem pentru că dacă ar fi existat ceva, o comunicare, au fost la o prelevă. Dumneavoastră aveți dreptate. Acolo a fost. Este altă vârstă de zăcământ, este altă de zăcământ. Sigur că da. Nu, nu. Lăsați-mă să vă explic. Eu pot să vă explic ce-am mai bine. Așa. Dacă ar fi fost vreo apofiză, vreo comunicare necunoscută, cavernometrul Sopon are o precizie foarte mare și ar fi vizualizată. Nu este cazul acestei sonde. Surparea noastră este aici, această surpare. Ei bine, apele, ele vin și se infiltrează. Adâncimea nu este mare. Adâncimea la început a părții inferioare a surpării a fost de 1 până la 3 metri. Ulterior, acum le-au spălat și au ajuns până la spinarea sării. Acum sunt în jur de 7 metri. Până la spinarea sării și vin în continuare. Dumneavoastră ați stat aici acum la 6 metri, dar nu știu ce se întâmplă la 10, la 15, la 20. Păi, știți ce se întâmplă la 260? Stați un pic, stați un pic. Stați să vă explic. Nu e vorba de testare. Aici e vorba de măsurări fizice. Dacă nu s-a mai putut măsura mai jos, asta înseamnă că spinarea sării este aici și nu s-a mai putut. Cu ce s-a măsurat? S-a măsurat cu o rigletă, s-a măsurat cu ce s-a măsurat. Ei, dar acum, stați mai bine. Iar cei de la Prima Jusca, care vor da acest raport, care se vizitea pe data de 9 septembrie, vor veni cu informații clare
de alta. Așa. Care este zona de siguranță? Deci aici sunt puturile noastre. Sondele. Sondele noastre, da. Care este zona de siguranță care cetățenii nu au ce căuta? Adică grădini, case și așa ceva. Asta e o întrebare foarte bună. De asta a venit aici, ca să vadă pe care. Asta ar fi trebuit spus, că factorii tehnici îi ascultăm aici. E ok, eu am răbdarea necesară. Dar cetățeanul trebuie să fie sigur pe ceva. O întrebare foarte bună asta. După cum, repet, în fiecare an, noi realizăm un studiu de stabilitate. Pe baza datelor, măsurătorilor topografice de precizie, care se execută în tot perimetrul de exploatare. Nu numai în zona de interes. Bun. Pe baza acestor măsurători se elaborează un studiu de stabilitate în care proiectantul de la Cluj dă concluzii foarte clare asupra zonelor de stabilitate din perimetrul Gura Slănicului. Ei bine, această zonă, după cum spuneam, este în zona întâi de stabilitate. Dar, în anul 1998, a fost elaborat un studiu privind zonele improprii construcțiilor în zona Gura Slănicului. Dar în anul 1998 deja erau foarte multe case construite pe perimetru. Așa au fost vremurile acolo. Nu este nimeni vinovat că acolo era sare și că s-a instituit acel perimetru de exploatare și nici oameni care și-au făcut casele acolo. Pentru că așa, casele sunt de mult, zăcământul se exploatează din 1959, dar rezultatele acestor studii de stabilitate și cu zonele actuale din proprii construcțiilor sunt transmise anual și la primăria orașului, și la mediu, și la garda de mediu, și peste tot. Pentru ca oamenii să știe, se poate sau nu se poate construi în continuare. Ce este, este. Că nu ai ce să faci. Dar ce este de acum acolo, este în puterea noastră să clarificăm lucrurile. Oamenii nu știu de aceste studii, n-au văzut niciodată perimetrul care este sigur sau care nu este sigur. Toate aceste date sunt la, și la primărie. Nu și la primărie, trebuie cetățenii să știe care sunt în zonă. O să intervin eu aici, domnul consilier. Vă rog, insist. Mulțumesc frumos. Mai doriți să spun ceva? Întrebări, dacă sunt întrebări. Cum mai continuă exploatarea în zona aceea? Mai continuă exploatarea? Mai sunt sonde active care astăzi... Deci, în ceea ce privește stabilitatea, vreau să mai punctez ceva. Fiecare sondă are în jurul ei un pilier intercameral, care este respectat. Deci, pentru asigurarea stabilității suprafeții, a construcțiilor și a exploatării, se respectă conform proiectului de exploatare elaborat de proiectant și avizat conform jururile competente, inclusiv ANRN-ul, se respectă anumite elemente de rezistență. Și vorbesc de acele diametre, limita superioară de exploatare de la care nu ai voie să mai exploatezi mai sus, tocmai ca să protejezi suprafața. Așa? Și între sonde să fie o distanță suficient de mare, denumită pilier intercameral, astfel încât ele să nu, golurile lor să nu se interconecteze. Așa. În această zonă mai există sonde. Dar această sondă, bun, mai sunt sonde active, dar v-am spus în ce condiții. Pilierul superior se respectă. Exploatarea este mult mai jos față de zona în cauză, dar, repet și subliniez în total, sonda 265 este oprită deoarece și-a epuizat rezervele, iar în prezent la ea se poate documentația de închidere. Nu din motive legate de acest fenomen. Nu. Pentru faptul că și-a epuizat rezervele, a atins limita superioară de exploatare și așa impune legislația vigorului. Am înțeles. Da. Există posibilitatea pe viitor ca aceste sonde, nu știu, să fie chise sau, nu știu, mai repede decât până când se ajunge la limita de exploatare? Nu. Pentru că noi respectăm parametrii de dizolvare proiectați. Sondele nu sunt interconectate, toate sondele din zonă nu și-au atins nici măcar raza de dizolvare proiectată și nu îi interconectează între ele. Deci situația sub control, să vă spun. Cum o să intri într-o monitorizare atentă? Sunt monitorizate. Sunt monitorizate de către noi. De asta suntem noi acolo.
Mă gândeam că poate dacă aveți alte zăcăminte, cum am văzut, alte fonduri de judeală, patratul așa, cu taxiuri, puteți să renunțați la aceste zone. Nu. Exploatarea trebuie făcută rațional, cu respectarea tuturor elementelor de rezistență, astfel încât să se desfășoare tot procesul în condiții de siguranță. Da. Acest fenomen este datorat, repet încă o dată, de existența zăcământului în zonă, dar s-a dovedit cu argumente că nu este legat de exploatarea sării. Indiferent dacă exista această zonă sau altele în zonă sau nu, acest fenomen s-ar fi produs mai devreme sau mai târziu și este generat de circulația apelor pe spinarea sării. Asta nu puteți să spuneți. Ba, o argumentez până în păzele ale. Și nu numai. Vor veni specialiștii, vor veni cei care fac studiile acum și vor dovedi. Cum pot să spun și eu, asociez extracția sării cu prăbușirea. Pot să, la fel de bine cum spune și noastră. Da. Nimic nu potrivă să spuneți, dar trebuie argumentat. Adică dacă... Bineînțeles, acolo se extrage sare și se întâmplă de surpare. Deci sunt lucruri care se întâmplă, da? Dacă se surpa fără să fie extracția sării, era o surpare naturală. De asta se suspectează și de asta veni și ne explicați nouă niște lucruri ca să le înțelegeți. Nu le explicați, să nu pierde loc ceea ce credeți. Dar problema rămâne. Care este siguranța sau perimetrul de siguranță a cetățenilor care sunt în zona de surpare, nu unde este surpare, da? Și dacă avem un plan B, dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, unde e relocare? Așa se întâmplă primul mai se întâmplă. Astea sunt probleme. Da. Dumneavoastră a spus foarte bine, foarte bine întrebările astea și probabil că prin... întrebarea dumneavoastră și răspunsurile care le-am detaliat s-au clarificat și mai mulți colegi ai dumneavoastră. Dar, după cum am spus la început, această surpare este și în perimetrul nostru și în afara perimetrului. Și indiferent cum ar fi fost, cu exploatare sau nu, surparea ar fi fost. Și surparea ar fi fost și știți cum, ce-a fost lucru, cum să zic, dacă se poate găsi ceva mai bun într-un fenomen nedorit, faptul că nu a fost construit nimic acolo. Se supa mai mult. Nu, ar fi fost victime în momentul ăștia. Vă rog, domnul Zegăru. Eu am o singură întrebare. Deci surparea s-ar fi petrecut. Este posibil să apară și alte surpări în alte locații? Ne așteptăm? Cred că da. Sau știu, peste ani și ani? Nu. Foarte bună și întrebarea dumneavoastră. În această zonă, situată în jurul sondei 265, care include și această surpare de care discutăm, conform studiului hidrogeologic realizat în anul 2014 de Facultatea de Hidrotehnică de la din București, așa, există o zonă, s-a conturat pe baza forajelor hidrogeologice o zonă de aluviuni pe sare. Deci aceste aluviuni este singura zonă din perimetrul Gura Slănicului unde aluviunile slab consolidate și permeabile și cu un material argilos prăfos care s-a spălat de către ape, vine direct pe sare. Pe sare de calitate superioară. Că dacă era brece, nu se întâmplă așa. Vă mulțumesc, dar preventiv nu am putea să facem studiu și alte zone. Noi avem, există preocupări în sensul ăsta, dar din datele de cunoaștere care le avem noi legate de celelalte sonde în exploatare care le avem, 66, 64 în zona aceasta, toate sondele nu au intrat direct în sare cu o calitate superioară. Au intrat într-o zonă de brece cu sare, cu un conținut sub 50% clorură de sodiu. Și în condițiile astea, chiar dacă apa mai circulă, ea nu dizolvă așa agresiv ca în zona analizată de noi acum. Vă mulțumesc. Mai dorește și a domnul Cristin? Da, întrebarea se purtă surpoarea asta până în perimetrul mie sau nu? Nu. Definiția aceasta de conceptul de perimetru minier nu mai există, doar perimetrul de exploatare.
termen de exploatare, cum vreau. Haideți să... Dacă vreți dumneavoastră, îi spun minier, dar nu mai este. Este da, cu același lucru. Bun. Această surpare este localizată atât în perimetrul de exploatare, jumătate în perimetrul de exploatare, jumătate este în afara perimetrului de exploatare. Inițial, pe data de 10 august, a avut o suprafață de 405 metri pătrați, iar astăzi are o suprafață de 495 de metri pătrați. Este monitorizată permanent prin măsurător topografic. Deci configurația nu a crescut așa de mult. Dar există tendința de crăpare de jur împrejur în vederea taluzării. În 20 de zile a crescut ca aproximativ 100 de metri. 90 de metri. Haideți să fim mai precis. Pentru mine e problema e clară. Ne fiind specialist și nimeni din noi nu specialist, trebuie să dăm crezare specialistului, mai ales că avem în față o doamnă ingineră de 10 de ani la Salina, care știu că a fost și șefă de promoție cu vreo 30 ceva de ani. Deci eu zic că suntem pe mâini bune și informarea a fost foarte tehnică, foarte la obiect. Deci dacă, cum zic eu, mai mult de atât, dar și foarte clară. Mai mult de atât nu cred că s-ar putea spune. Mai și avem datele următoare, poate mai bine când sunt concluziile finale. Și concluziile vor fi prezentate. Da, sigur. Și asta e calea, altă cale nu avem. Deci să ne lăsăm pe mâna specialiștilor. Mulțumesc. Domnul primar, vă rog. Îmi permiteți, bună ziua, eu vreau să apreciez prezența domnului director și a doamnei specialist, doamna geolog aici, pentru că acest fenomen și cu siguranță, dacă ne întoarcem puțin în istorie, ultimii 40 de ani, acolo a fost o liniște, ceea ce a conferit ca viața comunității din acea zonă să se dezvolte, într-un ritm normal și natural. Nimeni nu este bucuros când în Bocna, într-un areal, a apărut acest fenomen. Întrebări și cu multe, multe necunoscute, pentru că nimeni nu poate să garanteze acum ce se întâmplă în subsolul acela. Sunt măsurători, se fac tot felul de... Și atunci, noi aici, cel puțin în forul de reprezentare a localității, și eu în calitate de primar și de președinte a Comitetului situații de Urgență, și dumneavoastră ca for deliberativ, împreună cu cei de la Salina, trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să punem în siguranță proprietatea. Proprietatea este consfințită prin Constituția României, că este proprietate privată, că este proprietate publică, că este proprietate a unor persoane juridice, trebuie să fie consfințită și dacă proprietatea a fost deranjată, cel care o deranjează ar trebui să despăgubească la justa valoare. Eu cred că sunt foarte mulți locuitori din zonă care privesc ședința noastră și întâlnirea și dezbaterea noastră. De aceea eu cred că fiecare de aici putem să emitem doar opinii. Sunt opinii personale, bazate pe istorie, bazate pe cunoștințe, bazate pe vizualizarea noastră și pe înțelegerea și pe profesionalismul nostru. Dar eu cred că, așa cum spunea și domnul consilier Antochii, cum a precizat și doamna Deoru, cred că trebuie să mergem pe mâna specialiștilor care sunt autorizați și acreditați să facă toate măsurătorile și să ne prezinte o situație a acelei zone. Se disting două lucruri. Exploatarea sării, pentru că sub oraș, sub în acea zonă, există un masiv de sare cu forma lui, cu o interferență de ape naturale. 40 de ani acolo nu s-au făcut lucrări. Și atunci, iată că după 40 de ani de stabilitate s-a produs acest fenomen care ne-a zguduit pe toți. Pentru că, nu știu câți de la noi de aici, din sala asta, am fost trăitori în perioada când au fost acele fenomene din anii 70 și ceva, bazate pe alte principii. Orașul Târgu-Ocna, primăria, este permanent informată de către conducerea Salina, de studiile care ei elaborează. Și știți foarte bine că acest cartier, cartierul Gura Slănic, are istoria din anii 70. Când acolo a fost trasat, după evenimentele și după fenomenele care s-au produs atunci și specialiștii care erau atunci autoritățile statului care au trasat acele conturi, au stabilit o zonă roșie, cum îi spunem noi, în care s-a interzis dezvoltarea comunității acolo. Dacă ne întoarcem puțin în timp, la momentul când au apărut acele surpări și acele fenomene, statul român era organizat într-o altă formă.
Și atunci el a luat decizia de a expropria proprietarii de acolo, tocmai pentru a pune în siguranță zona și continuarea locuinților. Aia au fost anii 70, 80 s-au scurs repede. Fenomenul s-a stabilizat atunci și a apărut anii 90 când s-a restituit proprietatea și forma statului și-a schimbat funcționalitatea. Și atunci, o parte din locuitorii de acolo s-au reîntors pe vechile proprietăți. Prin diversele acte de restituire a proprietăților, prin diversele acțiuni în instanță sau neinstanță. Și atunci, o parte din cetățenii de acolo sunt proprietari cu proprietăți, fie rezidențiale, case și tot ce înseamnă anexe gospodărești, sau sunt proprietari de terenuri agricole. Pentru că la vremea respectivă, când a fost exproprierea, în zona de siguranță maximă s-a trecut din proprietatea privată, s-a trecut în proprietatea Salina, de fapt a statului român, Salina fiind, statul român este reprezentat de Ministerul Finanțelor, din punct de vedere juridic. Ministerul Economiei preia, prin acțiunile lor și prin Salina, este un utilizator și este un gestionar a activității de acolo. Și trebuie să se comporte, bineînțeles, ca un bun proprietar. O parte din patrimoniul a intrat în proprietatea dumnealor. O altă zonă a rămas în proprietatea cetățenilor pentru că n-au parcurs toate etapele de expropiere. S-au oprit în acele, pentru că unii nu au mai putut fi puse în practică decretele din acea perioadă ca să fie despăgubiți cu apartamente, cu bani, cu proprietăți în alte zone. Și atunci, ei au rămas acolo. Anii 90, anii 2000 au făcut ca și stabilitatea și liniștea a făcut ca fiecare acolo să se mai dezvolte și să-și continuă viața firească. Unii din ei au intrat cu proprietățile și în circuitul civil. Pentru că au vândut. Proprietarii de drept de atunci au vândut, au înstrăinat, au dat prin moștenire. Dar noi am fost permanent informați și prin planul urbanistic general vechi, care apare acum nu foarte, pentru că este rulat, există această zonă hașurată, cu o formă neregulată, în care există interdicția de construcție. Este o formă care, la un moment dat, acei specialiști au hotărât și au trasat-o în baza unor măsurători și experimente și ce au făcut acolo. Ei, în această zonă este clar interzis construirea și dezvoltarea comunității. Deci s-a dezvoltat o întreagă polemică. Pentru că au fost proprietăți care au fost 100% în acea zonă, sunt proprietăți care au interferat cu jumătăți de proprietate, adică în partea de sud pot să construiesc, în partea de est al proprietății nu pot construi. Și sunt proprietari care sunt în zona exterioară acestei zone trasate, care și-au putut continua dezvoltarea. Serviciile de urbanism din primărie nu au emis niciun act de construire în acea zonă. Este adevărat că sunt unii proprietari care au exagerat și au mai adus acolo îmbunătățiri la proprietățile existente. Dar nu s-au construit proprietăți noi. De aceea, ăsta este deci planul de la care pornim. Și faptul că orașul Târgu Ocna nu are un plan urbanistic general aprobat și avizat acum, este tot datorită acestui fenomen. Pentru că s-a încercat și administrațiile precedente, și administrația de acum, și consiliile locale precedente, și cele mai să identifice prin specialiștii și unitățile autorizate care să facă aceste măsurători, care ar fi conturul perfect a acestei zone de siguranță sau de interdicție pentru a diminua cât mai mult efectele sau posibilitățile de construire. Și atunci, proprietarul să știe foarte clar dacă ce face cu acea proprietate. Ultimul document pe care noi l-avem de la Salina este primit în 26 ianuarie 2023, în care se reiau acele conturi și din informații pe Gura Stănic sunt 21 de sonde care au fost forate și au exploatat Saramură, acum au mai funcționat 7 din ei, din ce informații avem. 7 care sunt active și ultimele 2 care s-au forat pe alt, tocmai sus, pe amplasamentul de Coșa, să zicem, spre zona Coșa. Deci de aceea, provocările noastre și noi ne-am încercat să creăm cât mai puțin disconfort sau panică în rândul locuitorilor. Eu am fost acolo prezent din momentul când a apărut primul fenomen, împreună cu domnul director. Și pe bună dreptate, cetățenii de acolo, cu emoție, cu tensiune, cu astea, ce se întâmplă? Venind instituțiile
statul, și ISC, și Apele Române, și Garda de Mediu, și specialiști de la... Au încercat ca să liniștim populația, să luăm toate măsurile, să luăm toate măsurătorile, să ținem cont de fisurile care au apărut, de salinitatea din zonă, de măsurătorile ce au apărut, pentru a nu crea panică. Pentru că nu poți, la un anumit moment, spui, da, domnule, acest un fenomen, fără niciun argument științific. Spui, da, închidem, facem bagajul, ne strângem, ne relocăm, așa cum a spus domnul Măciucă, să fim pregătiți să relocăm populația. Nu e o măsură simplu și nu e o măsură care trebuie luată decât atunci dacă trebuie să fie luată. Eu sper să nu fie și nici să nu fie. Și ceea ce se demonstrează din primele date cu care noi am intrat în contact, că fenomenul nu are legătură cu sonda, este un lucru extraordinar. Asta înseamnă că exploatarea acolo s-a făcut pe principiile corecte, iar acum pe noi ne va pune într-o situație complexă pe Consiliul Local. Pentru că după ce vom primi raportul specialiștilor de ce se întâmplă acolo, strict pe Alusalina, și dacă se constată că sunt infiltrații de apă, sunt, nu știu, izvoare subterane, create, sau poate erau, dar nu-și făceau apariția de pe tot versantul Măgura, noi va trebui din bugetul local să alocăm niște resurse ca să facem, să extindem aceste foraje sau aceste măsurători sau ce vor fi ele făcute, pentru că a identifica odată traseele acestea de apă și ce faci cu ele, unde le duci, se duc în zlănic, se duc în, intră înapoi în subsol. Deci sunt niște măsuri foarte complexe. Nu poate să facă oricine. Sunt câteva institute, este Institutul de Minesa de la Cluj, mai sunt niște societăți în București care au aparatură, au tehnologi care să poată face lucrul ăsta. Cel mai important este să fim informați. Vreau încă o dată să fac precizarea că nu ascundem sub nicio formă absolut nimic, cel puțin autoritatea locală. Sunt în permanentă discuții cu reprezentanții Salinei. Ceea ce s-a creat și pe emoția, au dus că se măsuresc date, că nu se arșează, că acolo se exploatează, dar nu se spune. Eu nu cred că își permite cineva în anii 2023 să facă un lucru și să-l ascundă sub preșe. Nu vedeți la prevedia, nu. Domnul, haideți să nu amestecăm... Haideți să nu amestecăm, domnul primar. De ce credeți că nicăieri în țara asta nu se măsuresc? Domnul, nu e la ordinea de zi subiectul acesta. Bine, da? Bun. Deci aici nu putem să fim acuzați că, sau instituția primăriei și societatea Salina ar face așa lucru. Sunt opiniile dumneavoastră care sunt total deformate și care vor să ducă discuția într-o altă direcție. Eu vă rog frumos. Haideți să discutăm pe date, pe cifre, pe ceea ce avem palpabil. Și atunci eu asta vreau să vă propun, așteptând raportul, probabil care o să vină, nu știu, la jumătatea lunii octombrie sau când va fi el gata, cu primele date preliminare și în funcție de ce va ține acolo, septembrie, când va veni. Îl facem public, îl aducem aici în fața dumneavoastră. Eu împreună cu colegii din primărie implicați în această situație și cu reprezentanții Salinei, am făcut o ședință publică cu toți proprietarii din Gura Zlănic. Am încercat acolo, la fața locului, să prezentăm situația, să preluăm emoțiile dumneavoastră, să preluăm așteptările dumneavoastră, să găsim puncte comune, să rezolvăm anumite lucruri care nu țin de fenomenul ăsta și țin de fenomenul de cartier, pentru că este complicat pentru orașul Comuna. Este singurul cartier, Gura Zlănic, care are cele mai puține rețele de infrastructură. Vorbim aici de gaz, vorbim aici de rețea de canalizare, vorbim aici de rețea de infrastructură rutieră și de celelalte utilități. Pentru că zona roșie și zona de interdicție nu a permis ca niciun leu public să fie inclus acolo. De-aia nu s-a reparat nici drumul, de-aia nu s-au reparat nici celelalte drumuri. Și niciun proiect de finanțare nu va acorda un eurocent sau un leu pentru o zonă care ar putea crea instabilitate. Pentru că așa este situația. Noi vrem acum să liniștim proprietarii și dacă se va ajunge, nu știu, punctual sau unde va fi, să vedem ce putem face acolo, cu proprietarul respectiv. Nu cu toți și nu să nu extindem. Se discuta și mi s-a pus întrebarea, doamne, bun, dacă zona se stabilizează și fenomenele acelea care au apărut de infiltrații de apă își vor urma cursul fără a mai crea disconfort, ce se întâmplă cu groapa? O înfundăm? Nu înfundăm? Rămâne un lac? Nu rămâne un lac? Rămâne o zonă? Pentru că acolo este o proprietate privată. Omul acela n-a făcut intervenții acolo, nu au făcut lucrări, să spunem, domnule, a escavat, a produs vibrații, a produs nu știu ce fenomene acolo și, uite, datorită
mișcărilor care le-ai produs mecanice, s-ar fi putut produce. Dumnezeu a rânduit și cred că ne-a iubit pentru că s-a produs acel fenomen într-un spațiu liber. Era o zonă de curte care acolo nu era nimic. Puțin la 10 metri, 10 metri încolo era o vie, care omul ăla a muncit-o. Deci iată că fenomenul ăsta este incontrolabil. Nu l-a știut nimeni și nici nu l-a... Toți știm, da, este Burazdănic, o posibilitate de situație de urgență acolo. Instituțiile județene monitorizează. Acum două săptămâni am fost în Comitet Județean de Situație de Urgență, s-au prezentat datele, specialiștii de la Garda de Mediu, de la Apele Române, de la Inspectoratul Situației în Construcții, monitorizează situația. În fiecare zi sunt transmise datele și măsurătorile în baza tabelelor și e un lucru care nu poți anticipa. Dacă dumneavoastră sau cineva de dumneavoastră consideră că poate să-și aducă aportul mai mult decât îl fac specialiștii, eu nu pot decât să mă bucur. Și alături de noi din primărie. Deci de aceea vreau să lămurim lucrurile. Că fenomenul de a nu a permite să se facă construcții sau să se extindă proprietățile a fost un lucru bun sau a fost un lucru de a asigura o stabilitate în zonă. Asta pot eu să vă spun acum, asta am spus-o și locuitorilor din cartier și eu sper că, iată, după 40 de ani s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo. Restul ce au fost așa, doar trăirea ale unora. Vă mulțumesc frumos! Vă rog, domnule. Am o întrebare. Sunt construcții acolo existente. Cum răspundeți la solicitări de reparații, de întreținere? Pentru că viața nu stă în loc. Sunt familii, au copii, cresc, poate au terenuri acolo, vor să-și mai facă o odaie, un chiler. Cum răspundeți? E oprit total construcția? Noi nu putem să așteptăm să moară. Prevede actul normativ. Dacă este o construcție sau o investiție care vrea să o facă și se pliază pe autorizare de construcții, noi nu putem decât să eliberăm un certificat de urbanism în care sunt prevăzute toate măsurile din acea zonă și utilitățile și riscurile și să trimitem către instituțiile abilitate. Dacă și cerem, punct de vedere de la Institutul de la Cluj. Și ei își dau girul. Nu se leagă nimeni la cap cu ăsta să aprobe, dar totuși omul vrea să repare. Dacă instituțiile abilitate, după analiza dumnealor, hotărăsc că se poate face, am avut acolo solicitare în zonă de un operator de telefonie. A venit operatorul de telefonie pentru a crea, că vedeți că sunt anumite zone în oraș unde telefonia ce operator era acela, nu avea semnalul foarte bun și a vrut să montez acolo un distribuitor. I-am prezentat situația, l-am trimis către proiectantul de la Cluj, cel care monitorizează zona. Proiectantul de acolo i-a dat un aviz în care i-a spus, domnule, acolo la 6 metri găsești sare, găsește atunci varianta constructivă de ancorare a stâlpului, sau cum se numește, infrastructure, pe masiv de sare și mergem înainte. Proiectantul a zis, domnule, nu mi-asum treaba asta sau nu am eu tehnologia. Urmează și au rămas că vor căuta altă soluție. Deci, doar în ceea ce privește reglementarea legală. Că nu văd decât să-și facă reparații într-un mod ilegal. Reparații curente sau de întreținere sunt. Acolo sunt foarte multe, sunt o serie de proprietăți care, o serie de curți cu construcții pe ele, dar care ei nu sunt proprietari. Sunt proprietari, se află într-un proces juridic cu statul român pentru redobândirea proprietății. Și el are un anumit curs. Instanța va hotărâ în final cine cui va ajunge acea proprietate. E un subiect foarte sensibil, pe care nimeni nu are un răspuns și nu a avut un răspuns nici administrațiile precedente și o parte din dumneavoastră sunteți în consilii mai vechi și știți că au fost permanent dezbateri pe situația asta. Și atunci nimeni, noi ne dorim ca această suprafață să fie cât mai mică și să fie cât mai strânsă ca de jur împrejur să se poată dezvolta și infrastructura rutieră și infrastructura rezidențială. Uitați, aici pe harta aceasta sunt trei conturi. Conturul de maximă siguranță, care este în jurul lacului, după care este un alt contur cu interdicția de construire și conturul zăcământului care este un pic mai mare. Deci și perioada de... și foarte complicat. Pentru că proprietățile acolo sunt de zeci de ani.
Da. Mai sunt întrebări? Domnul director, ca o concluzie, vreau să mai spuneți ceva, dacă pentru liniștirea cetățenilor din Cardia. Da, și mulțumesc că m-ați invitat la ședință. Și vreau să asigur că deocamdată nu există niciun pericol acolo, adică cetățenii nu trebuie să-și facă griji. Asta vreau să vă zic. În momentul când o să avem concluziile studiului, o să fie luate măsurile necesare, astfel încât să punem în aplicare concluziile, da? Adică să stabilizăm zona, cumva. Deocamdată, în momentul de față, nu mai există niciun fel de risc de extindere pentru... Sau, mă rog, vor fi la cetățenii să facă probleme, pentru că este monitorizată strict. Da? Și nu se observă niciun, nu e niciun indiciu care să ne ducă într-o direcție care să fim altfel, să fie altă concluzie. Nici modificări semnificative de loc zonă. Nu sunt. Acolo, diferența de suprafață între 400 și 490 este dat de conturul țărușilor, nu este dat de conturul apei, adică efectiv. E efectiv. Sau când s-au montat țărușii, la inițial, dacă pentru știau monitorizare... Dacă știau, mutau țărușii și aveau suprafață mai mare. Da. Tu mai spune extremul de statul drept. Bine, mă mulțumesc, am fost o glumă. Situația este foarte complexă și nu-și permite nimeni să emită raționamente neargumentate. Că nu mai sunt... Bineînțeles, dacă, și scuze, dacă apa va continua să circule, normal că se dezvoltă încet, încet. Fenomenul nu a avut loc într-o zi, două, s-a format în ani. Iar fiecare locuitor din zonă de acolo, sau fiecare potențial cetățean care și-ar fi dorit să facă o investiție în zonă, prin prezența lui la urbanism, i-au fost puse la dispoziție toate datele, cu privire la amplasamentul și la ceea ce interesa pe el. Deci lucrul acesta s-a făcut și se face. Și fiecare locuitor știe ce are în arealul lui. Aceste date sunt o parte din ele și cu caracter intern, pentru că nu pot fi, nu pot să apară pe toate, pentru că au anumite reglementări. Dar, public. Da, dar fiecare cetățean care, și așa este normal, este adevărat că au fost și niște mecanisme când unii proprietari, știind că acolo ar putea fi ceva, au încercat să pună în valoare la vânzare proprietățile. La un preț foarte, foarte atractiv. Și atunci cei care nu au venit să se intereseze la primărilor, de ce și-a crezut el că a făcut marea achiziție, au venit după aia supărat, domnule, păi știți că dacă știam, n-aș mai fi făcut. Dom'le, dar dacă venea aici și cerea un certificat de identificare a zonei, te lămâneai perfect. Deci eu asta vreau să, și dumneavoastră, să transmiteți locuitori și persoanelor pe care le cunoașteți, ca orice dorință a dumnealor din acea zonă să vină să se informeze în timp util. Fie la primărie, fie la Salina, pentru că sunt aceleași date și lucrurile acolo ne dorim să intrăm într-o normalitate. Alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2023, comisia juridică. Aviz favorabil în unanimitate de voturi. Am mai avut o comisie în supun la discuții ceva, probleme? De acord. Cine este pentru? Împotrivă, dacă este cineva.
Nu se abține nimeni. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Mureș, strada Ferdinand I, numărul 5557, în vederea realizării investiției construire centru comercial, parcări, raport stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, pilon publicitar, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post-trafo, brașamente, utilități, amenajare provizorie, organizare de șantier. Comisiile, vă rog. Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat favorabil 6 voturi pentru și o abținere a domnului consilier Barna Cristian. Comisia de urbanism, vă rog și... Comisia de urbanism a avizat favorabil cu majoritate de voturi. Comisia Economică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, dacă sunt, vă rog, doar de poziție, de cuvânt. Da, nu vreau să discutăm pe oportunitate, pe legalitate. Aș vrea să întreb dacă s-a revedit articolul 37 din ordinul 2701 cu privire la panoul de afișaj, la punctul de care dezbatem, o să-i pierdem. Ferdinand, numărul 40. Dacă s-a făcut panoul de 60 pe 90 minim, scrie așa, articolul 37 al aliniatul 5, adică investitor privat inițiază un pus, afișează anunțul de pe panouri respectiv independent cu caracter stabile prin proceduri specifice în loc vizibil la parcela care a generat intenția vizibilului pus. N-a avut niciun panou publicitar. Simplu, de informare, la parcela. A fost, doamna Hinție, cu curățare. Da. Nu cumva să fi greșit cu un centimetru, că nu mai vorbesc. Nu, dacă nu ai șase și nu ai problemă. Nu-i din loc. Asta e problema cea mare, mă. Da. Dacă v-ați făcut, eu ies din sală, să știți. Dacă nu l-ați făcut din metale, ci l-ați făcut din lemn, nu mai vreau. Nu mai e foarte dezamăgit. Din probleme. De poluare nu sunteți dezamăgit, domnul? Poțin? De relocarea molozului de acolo, lângă izboare, de acolo, asta nu suntem. Asta alte probleme. Fiecare are dezamăgiri. Nu sunteți dezamăgiri. Asta alte... Fiecare are dezamăgiri. Sigur că nu știu. Mai sunt discuții, întrebări? Ați reușit să găsiți fotografia? Da, da. Arătați-o, vă rog, domnul de colegul. Prima afișare care a fost în perioada 24-10-2022, 17-18-2022, 25 de zile lucrătoare. Pozele, panourile montate la locație. Inclusiv. Asta e la aici, la locație, la care studiat. Le-am pus și noi unde s-a putut. Informarea populației în fața 2. Panou tot 60 cu 90. Cred că nu mai găsim și acum, dacă vreți să-l măsurăm. 23-12-12. Mulțumim, doamna Jean. Dacă nu, mai sunt de poziția. Supun la vot cine? Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 2. Cine este pentru? Cât e vot? Împotrivă. Haideți să mai numărăm. Încă o dată, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voturi pentru. Împotrivă dacă este cineva. Un vot împotrivă. Abține. Două abține. Păi toate pot. Vă pot și argumenta ținerea mea. M-am abținut și data. S-am mai dezbătut odată proiectul de hotărâre. Am votat la fel de atunci. Proiectul va trecut. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind... Vă mulțumim frumos pentru participare și... Succes! Succes!
perspective ce propuneți. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Piața Agroalimentară, situat în orașul Târgu Ocna, strada George Enescu, numărul 4, județul Bacău. Comisiile de urbanism. Comisia de urbanism, aviz favorabil la unanimitate. Juridică? Aviz favorabil la unanimitate. Și Comisia Economică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Vă mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine? Discuții mai întreb. Nu sunt. Cine este pentru? Aici, având în vedere că este o comisie de valoare care trebuie să o aprobă, vă rugăm comisia de... Stați un pic, am supus... La articolul 7 trebuia să desemnăm membrii... Membrii care sunt în comisia de evaluare. La punctul 2 sunt... Vă rog să desemnați. Cine? La punctul 7 se desemnează membrii Consiliului Local în comisia de evaluare, după cum urmează. Trebuie un titular și un supleant. Supleant, de partea Consiliului Local. Să facă parte din comisia de... Vă rog, domnul viceprimar. Propune. Domnul viceprimar. Acceptați? Nu accept, că propunem alta, dacă aveți. Haideți, cine ați mai fost, dacă vă sunteți de acord să fiți în continuare? Că s-au mai făcut, s-au mai realizat și licitații. Păi cine a fost? Propun pe domnul Dan. Eu? Bă, să înțeleg că acceptați și o supleant? Da. Un supleant o propune pe doamna Liliana Abandă. Haideți, faceți-ne. V-ați dat întâlnire în criză. Poate lipsești. Domnul la viitoare, să le clasă ce-am luat la viitoare. Mai avem vreo situație? Da. Mai avem mai multe situații. Da. Cine este pentru? Împotrivă, vă rog, dacă e cineva? Se abține nimeni. Toate, unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a terenului în suprafață de 25 de metri pătrați adiacenți
apartamentului numărul 2 din blocul a 11, scara AST, din strada 9 Mai, oraș Târgu Mureș, Bacău, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil la limitare. Juridică. Aviz favorabil 6 voturi pentru, 1 împotrivă. Și Comisia Economică. Aviz favorabil 3 pentru 2 abțineri. Aceea este totul pentru Comisia de Evaluare. Tot așa. Membru titular și membru suplant. Haideți, doamna Emma, vă rugăm să... Propunem aceeași, aceeași propunere rămâne? Da. Vă rog, doamna. Eu aș vrea să propun pe domnul consilier Ianuș. Domnul Ianuș, membru titular și încă o propunere sau mai multe pentru... Supliant. Pentru supliant sau, sau pentru titular. Haideți, doamna Ivana, vă propun pentru supliant, dacă tot v-ați obișnuit. N-ai mai promovat. N-ai mai promovat. Tot rezervă. Rezervă de aur. De aur? Rezervă de aur? Doamna Barna. Comisia vreau aici 7-8. Toate voturile sunt pe tribunacul. 10. 12. 13. 14. 15. 16. Toți se candidați. Cei doi candidați au primit votul maxim. Votul de voturi maxim. 16. Vreau să semnați să ne amintim la urmă. Da, dragi voi, vă frumos să vă spun. Supun la vot. Vă rog, vă rog, un pic de atenție. Supun la vot proiectul de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă. Avem și discuții de pe urmă. Mă scuzați. Discuții. N-ați mai zis nimic. Vreau să zic dacă prima a fost hotărât de cazuri, e dar cum de principiu a fost din local. La puteți nu. Există hotărât în genul ăsta? Pentru alte locații, noi câte fiere am avut mandat pentru fiecare parte. Pentru cu de oportunitate, credeți că contract am avut dat o aprobare. De principiu. Dar mă rog să întreb în tână. Pentru acest proiect cu hotărâre nu a fost necesar cu o oportunitate. Pentru că face obiectul nu numai hotărâre administrativ, ci codul civil, dar în special legii 50-91, articolul 15, aliniatul G. Adică concesiunea se poate aproba și proprietarului de la acest doamnei tot, care vrea să-și extindă. Ar fi un nonsens ca cineva să vină la licitație pe ea. Deci, dacă este un acord? Ei nu, la această, la acest punct nu trebuie iar. Studiul proprietar. De principiu, de principiu. Deci a primit acord de principiu. Îndemarea procedurii de concesiune. Deci numai când avem studiul de oportunitate obligatorie. Dar și-a avut o sumă frumoasă pentru Consiliul Local, dar mai ne punctăm și închiriem un teren cu 66 de bani pe metru pătrat pe lună. Da, în situația în care a ajuns de 4 lei pe metru. Da, da, și da, da. Aveam un plan de urmări general. Ne consta pe un precedent. O să vrea și mei Capescu, o să vrea și X, tot proveda la partid, vorbea că sigur pe 25 de ani. Noi în fiecare an s-a pus taxele și impozite locale și regimul acestor concesiuni, prin raportul de evaluare, se poate verifica. Un raport la unui specialist, 40 de euro pe an, 25 de ani. Păi și ce să facem acum dacă un evaluator a evaluat așa? Contestat dumneavoastră raportul de evaluare? Deci oricând putem să comandăm unul. Nu trebuie. Că ești un raport de evaluare a unui... Unii persoane avizate. Asta e și procedura, cu raportul autorizat. Domnul
Domnul consilier Maciucă, vă rog. Dacă are acordul tuturor proprietarilor de imobil. Acordul de la partea proprietară. Este unic aici cu 7 proprietari. Și cum este normal? Am trebuit imobil sau am celălalt de la partea? Întreb. La fel aici, evaluatorul care a fost autorizat. Nu evaluator, cum este normal? Nu este un oportun special în treaba, pentru că nu au mai fost cazuri, chiar și la cum să nu fie cazuri? Sau SRL este cu altă parte individă, nimeni nu știa cui, deci cu terenul sub loc, chiar poate un lucru. Dar poate este terenul de sub loc. Pe ce nu, de privat. Nu, este terenul proprietate de bloc. Privat sau mai să nu mai minim aici la Consiliul Local cu sprijinim noi agenții economici și doar alții în rezultă. Suntem aici în Consiliul Local și noi propunem executivul dezvoltarea comunității. Dezvoltarea comunității se face prin inițiativă privată, dacă nu putem face noi investiții publice. Dacă avem solicitări din partea investitorilor, din partea unor oameni care vor să construiască, să-și dezvolte afaceri, să-și dezvolte spiritul antreprenorial, haideți un pic acum, nu mai măsurăm acum cu centimetru panou, să măsurăm și să deranjează cu noi. Nu mă deranjează, dar dumneavoastră sunteți cel care promovați pe spațiu public, cum sprijiniți agenții economici? Păi sprijiniți-i. Nu fiți duplicitari. Dar nu. De fiecare dată când a venit în Consiliul Local cu o prezentare și cu o dezvoltare a unui agent economic, dumneavoastră ați venit cu tot felul de contraargumente împotriva dezvoltării comunității. Asumați-vă treaba asta. Și nu mai dați pe după... Nu mai fiți într-o parte că sprijiniți și cât plângeți de mila lor și vă ceți la ușile lor în fiecare zi să le preluați doleanțele și pe partea aia când trebuie să ridicați mâna, faceți procedați ca atare. Pe dos. Un leu. Da, am înțeles logica și algoritmul evaluatorului. Deci a cerut aprobarea sau acordul numai celor de la parter, pentru că terenul este, nu este al lor, nu este sub loc, este al lor, iar cei de la parter ar putea fi afectați de anumite construcții eventual, care să le ia lumina sau... Dacă a fost vorba de terenul de sub loc, atunci trebuiau la toți locatarii, chiar și cel mai probabil că aici l-am avut în vedere, nu? Locatarii și-au mai dat o dată acordul și și-a început pe agent pe economic activitate. Nu trebuie să-l convins. Da, aici trebuie. Dacă mai e cineva, te rog. Vă rog, domnule. Am mai fost solicitat concesiunea Consiliului Local pentru... Adică ați văzut zice... Da, da, da. Am mai fost solicitat. Mai e cineva? Noi sprijinim inițiativa privată, așa că vom vota proiectul. Vă rog, domnul. Deci și eu voi vota proiectul cu condiția să respecte legea dacă trebuie doar avizul celor de la parter, e ok. Dacă trebuie avizul tuturor, voi face plângerea la proiectul. Mai sunt intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Ciurea. Nu văd. Nu ne-a votat. E blocat. Dacă e simpatic. Împotrivă dacă este cineva. S-a făcut imaginea. S-a blocat imaginea, da. Vă rog să fiți atenți. Dacă este cineva împotrivă, câte voturi pentru a fost? 13. Împotrivă. Dacă se abține, cine se abține? Uitați că domnul Ciurea vă aude. Întrebați-l. Domnul Ciurea, sunteți pentru aprobare? Nu mi s-a blocat nepru și nu știu... La punctul 4, domnul Ciurea, punctul 4. Punctul 4, pe ordinea de zi, punctul 4. Nu, 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 nu. Vă abțineți? În principiu sunt de acord, dar suma este prea mică. Deci vă abțineți? Nu, nu, sunt de acord. Sunteți pentru, da. Așa, 14 voturi pentru. Vă rog să faceți liniște, votăm acum. Vă rog, vă rog. Deci, 14 voturi pentru. Cine este împotrivă, mai întreb o dată? Nimeni. Cine se abține? 3 voturi. Abține. Sunt 17. Mulțumesc frumos. Punctul 5, vă rog să faceți un te-ai iertat, mă am probleme cu tehnica aia, vă rog, dragi colegi, punctul 5, proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 2023, Comisia Economică Comunitară. Ați fost favorabil cu 5 voturi pentru. Ați avut la consiliu? Discuții, dacă sunt. Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Dacă se abține cineva, cum abține? Mulțumesc frumos. Domnul Măciucă s-a abținut. 6. Proiect de hotărâre privind completarea indicatorilor tehnici a investiției. Dotarea Căminului Cultural Cartier Vâlcea în județul Bacău, finanțată prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, măsura EU76 de investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Comisia de Urbanism, de Economică. Comisia Economică a disfavorat cu 5 voturi. Da, dar favorabil la limitație. Și Comisia Juridică și Administrație Publică. Păi având în vedere... Aveți favorabil una limitație. Mulțumesc. Având în vedere, era vorba despre bani și investiții, am întrebat prima dată Comisia de Prognoze Economice. Doamna președintă, e o doamnă, normal să fie elegant. Discuții, vă rog, dacă sunt. Vă rog, domnul consilier. Am dat pe acolo, n-am văzut interiorul, este întreabă în partea cu când am făcut de așa de mult. Lasă-o diplomă. Dacă amenajați unul la sfârșit și un teren de sport, nu acolo. Nu acolo. Tot acolo. Nu, am amenajat terenul și este funcționat, trebuie să-l mai îndrătăm. Este la școală, i-am pus plasă și azi s-a făcut investiția anul trecut. S-au reparat porțile, s-au pus plasă ca să nu strice proprietățile din jur. Și acolo ar trebui să găsim o soluție de a aduce material din ăsta sigură, de pus acolo. Pentru că s-a încercat să fie arat nou, e pământ adunat în ani de zile. Cu zgură a fost de când s-a ajuns la școală. Este iluminat, poate funcționa și în perioada de seară. Să-l faci cu teren și cu din ăla, da, eu putem să facem lucrul ăsta, dar să-l prindem pe o finanțare. Că ne-am păcălit noi ca să zic că îl facem prin aportul. Dar important este că există. Mai vorbește cineva? Doar așa, să nu decât. Supun la vot proiectul de hotărâre, stimați colegi. Cine este pentru? Împotrivă să se abțină. Mulțumim. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 48 din 25.05.2023. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizarea infrastructurii rutiere în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Comisiile, vă rog, haideți. Comisia de urbanism a avis favorabil la unanimitate. Vă rog, Comisia Juridică. A avis favorabil în unanimitatea. Și Comisia Economică, doamna președinte. Comisia Economică, 3 voturi pentru, 2 abțineri, avis favorabil. Avis favorabil. Discuții, dacă sunt. Supun la vot, cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă se abține. Mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2023-2024. Trebuie să facem propuneri. Vă rog. Pentru școala numărul 1, propun că domnul consilier Traian Russo, pentru școala numărul 2, doamna consilier Liliana Bata. Atât? Școala 1 și 2? Păi mai aveți? Colegiul? Am 6 colegi care vă sunt propune. Școala 1. Păi haideți să luăm de școala 1. Vă rog, dacă nu are școala. Școala numărul 1. Mai sunt propuneri la școala 1? Vă rog. Eu vreau să-l propun domnul Barna. La școala 1? Da. Păi dați. Conținat. Eu îl propun pe domnul Munteanu Dragoș.
Suntem la urmă. Că a fost așa. Da. Deci trei propuneri. Nu știu nici ce s-a rămas așa. Școala 2. Școala numărul 2. De asta mă apuc. Stați un pic. Hai să vedem propunerile pentru școala 2. Pe la școala 1. Domnul avem doi reprezentanți. Domnul Ursu. Da, doamna Liliana Barna. Nu, domnul Barna. Barna la 1. La 2. La 2. Lăsați-vă. Domnul Traian Ursu, domnul Barna Cristi și domnul Munteanu Dragă. Trei propuneri. Da? Bine. Școala 2. Școala numărul 2, vă rog. Domnul Barna, vă rog. Barna Liliana. Barna. Doamna Barna Liliana. Și doamna Dumache, a fost o propunere? Da. Domnul Robert, unde ați fost la... La grădină a mai fost, dar... Nu mai sunt. Mai sunt propuneri? Nu. Deci numai două propuneri pentru școala 2. Colegi. Școala... Nu, la colegi. Păi mai e școala... Nu. Tehnologicul. Colegiul tehnologic și Maica Maria Adorna. Păi și școala 1, 2, 3, aparține de... Nu, 3, da. Deci, colegiul... Un pic, colegiul... Costache Negri. Da. Doamna Leolea. Doamna Leolea, da. Și eu îl propun pe domnul Rusu. Domnul Rusu. Aștia era. Liceul Tehnologic. La liceu tehnologic. Vă rog, vă rog, cine? Da, vă rog. Vrea să propuneți pe altcineva, că... Nu, că vă luați la prea multe sarci. Mulțumesc. Da, e la urmă. E la urmă. Nu poate urmă, e la urmă. Vă rog, propuneri, sau cine erați, dacă vreți să fiți funcționari. Accept. Accept, domnul Drăgănuță. Drăgănuță, domnul Drăgănuță, la liceu tehnologic. Un singur membru? Nu. Doi. Cine mai era? Era Ciurea. Ciurea. Îl propun pe Ciurea. O să propun pe Ciurea când e online. Propuneți-l pe Ciurea. Vă rog, doamna. Poate. Propunere. Deci vă propun, vă vedem aici, domnul? Da. Așa mai mult. Și pe domnul Ciurea. Și pe domnul Ciurea. L-a propus? Nu? Bine. Maica Maria Doarme. Eu propun pe domnul Robert Afraschini. Acolo la tehnologie? La grădinie. La grădinie. E cu Ana. Cine mai era? Cu Ana și Maria. Cu Ana. Cu Ana. Cu Ana. Cu Ana. Vă rog. O căsuțe bifați, unde sunt trei. În cazul la școală cu dauna? Păi două cu dauna, cu nu. Le dau numai trei pentru din trei. Mai aici. Nu mai zic eu, că e sport acum. Am un drept de fie. Hai să facem. Hai să facem. Eu
Nu, 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 nu
Splitul. Iliana Ungo, da? Domnul Manu, dacă vreți, eu pun să cedez la cabinet. Nu vreți? Nu trebuie. Vreau mă mă schimba la furetul. Nu mai puteți la colegi. La colegi. Nu colegi. Tehnologie. Miniana 13. Doamna 12. 13, doamna... 13, doamna Botor. Leonetul Leunța și Rusul Mihai. Marge Doina, 12. Da. Candidați. La școala 2, nu? Da. La colegiu. Dacă apare cu un buletin de votare e diferit. Dacă sunt votați împreună... La Liceu Tehnologic Drăgănuță nu este. Da, deci Drăgănuță pe acolo, pe Linuță nu este. Și am venit de Linuță, da? Așa, Drăgănuță și pe Ambida. Pelin George, da? Ambida. Aici și așa, doar Pelin, Drăgănuță. Tehnologic, tehnologic. Da? Da, cine am doi, da? Da, spun că e la nu mai numai. Am doi, da? Am doi, da? Și aici e singur. Eu n-am mai vrut să îmi pui pe aici. Ești un cal. Ai, da, e cal. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Unanimitate. În unanimitate. Împotrivă se abține nimeni. Vă mulțumesc. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la spațiu situat în modul din strada Răducanu numărul 2, oraș Târgu Mureș, județul Bacău, ce face obiectul contractului de închiriere numărul 10311 din 26.07.2023 și scutirea de la plata chiriei pe o perioadă de 12 luni. Comisiile, vă rog. Comisia urbanistă, aviz favorabil la unanimitate. Juridică, vă rog. Aviz favorabil, 6 voturi pentru, un vot împotrivă. Și comisia economică. Aviz favorabil, 3 voturi pentru și 2 abțineri. Discuții, vă rog, dacă sunt întrebări. Vă rog, domnul consilier Barnan. Da. A ridicat în 2021. Am mai avut o ofertă de mărta cu societate care a compensat prelungirea duratei în bun 8 luni de zile. S-a aprobat în Consiliu. S-a venit cu adevărat la predec. S-a resupus în Consiliu. Și a fost revocarea hotărârii de compensare acelor 8 luni de zile care au folosit prelungire cu 8 luni de zile a perioadei de grație. Dacă noi, în momentul ăsta, aprobăm la altă societate, poate conflict. E un conflict cu altcineva. Poate discriminare, cum ar veni. Nu am aprobat, dar trebuie să-l altcineva acolo. Nu e că de importanță. Era foarte normal, dacă din prima, când s-a făcut proiectul de hotărâre, era 18 luni, nu avea nimic în văzut. Nici chiar nimic, aveam 18 luni, era un fel de grație. Noi nu putem putea așa ceva, deci poate discriminare. Am înțeles, mulțumesc. Eu aveam, domnule, vreau să întreb doar așa, pentru informare mai clară, cu privire la scutirea plății chiriei, dacă nu poate spune domnul primar, e vorba de, practic, o compensare pentru cele 12 luni sau, pentru, având în vedere investiții de care se fac, să compenseze. Există un deviz, adică... Există un deviz, pentru... Mulțumesc. Haideți să, dacă îmi permiteți, da, vă rog, discutăm domnul. De un proiect de hotărâre în care un investitor dorește să dezvolte acolo un cabinet medical de tehnică dentară, de radiologie dentară. Nu este o activitate de producție, nu este o activitate, este o activitate de servicii în domeniul sănătății pentru comunitate și este primul cabinet de acest gen din Târgoviște. Și nu a fost niciodată. Ideal ar fi ca administrația locală, prin patrimoniul pe care îl gestionează, să scoată la licitație și la închiriere sau la concesiune spații puse la punct, la cheie, cu toate utilitățile, cu toate funcționalitățile, pe specificul de producție sau de servicii. Dar patrimoniul localității este acel care este. Și atunci, în spațiul de la fosta maternitate din localitate, acolo sunt niște servicii medicale, de tehnică dentară, de laborator de analize medicale, încă un cabinet de tehnică dentară, sunt două cabinete de tehnică dentară, serviciu de ambulanță și s-a mai eliberat acest spațiu. Și a fost această solicitare, în baza căreia a fost o licitație și a apărut acest medic care dorește să dezvolte această capacitate. Spațiul este total nefuncțional pentru că acea clădire are o vechime, are o istorie și au avut alte funcționalități înainte. Și atunci, ei au venit, respectiva societate va accesa și un fond de dezvoltare finanțat pentru echipamente și pentru alte tipuri de servicii care le va presta dumnealui. Dar, în cadrul acelei finanțări, va avea și producere de energie electrică, pentru că e obligat acum să scadă consumul de energie electrică tradițională și să se monteze panouri fotovoltaice și de producere a gaz. Și mai sunt o serie de lucrări de organizare instalației electrică, de canalizare, pentru că acolo sunt niște trasee empirice pe care noi să le compensăm. Valoarea licitată este de 200 de lei pe lună. Dacă noi vrem să sprijinim actul medical de tribuna și să dezvoltăm serviciile de medicale, eu cred că 200 de lei ori 12 nu fac o sumă derizorie pe care putem să venim să acordăm o scutire dincolo de acolo și a mai compensa acele lucrări. Haideți un pic să vedem calitatea serviciilor alte comunități.
construiesc clădiri noi, pun la dispoziție tot felul de teren, acordă facilități, trag infrastructură, tocmai pentru a aduce investitori, pentru a aduce servicii medicale, pentru a aduce servicii de calitate pentru comunitate, și același lucru am făcut și noi. A fost o licitație cu spațiul respectiv și s-a constatat după aceea că acolo spațiul trebuie să fie actualizat, trebuie să fie pus în parametri normali. Și în final, când, după ce vom compensa lucrările care sunt și nu necesită autorizație de construire și în condițiile în care acel utilizator al spațiului ar renunța la ele, acele investiții pe care le compensăm rămân în valoarea imobilului. Nu le ia nimeni de acolo. Și atunci, la ulterioara concesionare sau închiriere, se va analiza și se va stabili o altă valoare și se mărește valoarea, clar. Aici este toată. Da, dacă făceam, dacă treceam. Astea sunt realitățile. E vorba de serviciu medical, e vorba de un serviciu unic, că dacă ar mai fi fost încă unul să dure, stai un pic că facilitezi o concurență incorrectă și... Asta e spațiul. Vă rog, doamna consilieră. Domnilor colegi, vă rog. Eu întotdeauna am fost pentru dezvoltarea orașului, susțin agenții economici și mai ales cei tine care vor să fac radiologii, servicii medicale. Deci a fost o licitație, cu un caiet de sarcini, un contract în care se specifica că perioada de grație este de 6 luni. Acum, dacă noi aprobăm 12 luni, oare ne întrebăm dacă cineva face o contestație că noi la acea licitație facem schimbări, este corect sau poate n-am înțeles eu bine speța? Odată ce o licitație este bătută în cui, nu știu dacă se mai poate modifica cel care e de sarcini după. Asta înseamnă că se anulează acea hotărâre inițială a Consiliului Local și revenim cu alta? Sau ce se întâmplă? Din cât îi știu eu, o licitație nu se poate, sau un caiet de sarcini aprobat, câștigat la vremea respectivă și un contract, știu cum se poate interveni în el. Acum noi intervenim, facem alte hotărâri ca de prima. Menționez că eu sprijin și sunt de acord, dar trebuie să vedem ce facem și cu noi. Adică cadrul legal. Da. Păi da, adică cadrul legal, da, domnul Robert, care mi-i spun el, îmi clarifică mai bine dacă știi această speță. Păi mulțumesc. Ce-i stabilit inițial, la bun început, așa cum ați amintit, că e de sarcini. Bănească, există și un termen acolo. Nu e trecut termenul. Poate participa mai mulți, zic și eu, dacă știa cu 12 luni gratis. Acum să nu ne trezim în cazul în care cei care doreau să conteste, să fie tot domnii care sunt, probabil, au făcut ceva investiții până la ora actuală. Nu știu ce să spun. Dacă cineva e în măsură și știe mai bine legile să ne explice la toți, vă rog frumos. Mulțumesc. Eu aș aborda și din alte puncte de vedere. M-am uitat aici pe internet despre această firmă, Poduri, Solons, adică cumva mi-ar fi plăcut să ne asociem cu o firmă care nu știu deci, cât este aceasta de puternică, de performantă, știi? M-am uitat și ca cifră de afaceri foarte mică. Știți? Adică aș vrea ca să aducem ceva performant, adică cumva să avem grijă la selecție, la asta aici. Bine, până în lipsa altor solicitări. Da, aici ar fi rezultat mai multe firme. O singură firmă. Păi atunci ar fi spus. Și laborator de radiologie dentară. Nu este cabinet. Da, mă întrebam dacă această sarcini și tot ce am hotărât până acum este valabil, dacă facem această modificare, este valabil. Dar poți să fac modificări de masa, nu de hotărâri. Nu, trebuie și așa. Adică trebuie că facem prima hotărâri și facem altă hotărâri. Asta sunt. Nu e avocată de acolo, dar se întreabă de juriști. Păi, tocmai asta mă întreb. Vă rog. Vă rog, stimați colegi. Nu mai voie să faci deci nu poți să... Aceste ea trebuie să fie și la punctul 10. Da, avem două puncte, trebuie să gândim foarte bine. Da, dar nu știu, la punctul 10 este aceeași speță. Da, celălalt este un cabinet de pediatrie. Centrul Ocna
La momentul de față nu funcționează cabinet de pediatrie, pentru că medita o să discutăm. Nu mai este. Nu mai este și nici radiologie dentară. Au fost aceste solicitări, au fost câte unul singur la licitație pe de această categorie. De acord, păi dacă sunt din grup, zicem 6 luni, nu din încadrăm, dar aici trebuie înțeleg. 6 luni. 6 luni, dar 6 luni, 2 luni, ești singur. A venit cu o propunere, având în vedere, între 6 luni era 200 ori 6 și 12 luni era 12 ori 2. Părerea mea este că ai fost și revenim astfel. E păcat să spună lucrurile așa. Toate... Stimați colegi, asta era ideea. Eventual, dacă avem posibilitatea, să facem un amendament la ambele puncte, în care să lăsăm termenul de 6 luni, cât era inițial. Da, în caz de sarcini, nu a fost trecut foarte expres perioada de grație. Și acum de-aia venim noi în proiectul de hotărâre ca să trecem ca la trecerea. Caietul de sarcini care a fost ca și material suport pentru licitația Nu știu dacă e legat. Vă sunăm, nu? Nu e. Bine, trebuie să mergeți, dar nu știu dacă e domnul. Mai stau, mai stau. Nu știu dacă e legal. Nu. Haideți să votăm. Aici pot să intervin și eu puțin. Totuși sunt două proiecte de hotărâri diferite. Dacă primul din luna mai a fost pentru aprobarea închirierii, ăsta e pentru altceva. Se aprobă realizarea unor lucrări. Nu are nicio legătură cu așa cum a zis domnul primar, dacă în caietul de sarcini nu exista acest termen... Dar n-am spus-o, găsim un material. Nu se reală. Certific ce scrie acolo. Atunci ce putem vorbi la vot, domnul președinte? Stimați colegi, doamna Renuța Neuleacă, uitați ce s-a propus, mai spuneți, că n-ați fost atent. Deci, în caietul de sarcini, în materialul care ne s-a prezentat, nu este trecut termen de 6 luni. Nu-i trecut, da. Termen de grație. Dacă n-a scris nicăieri, înseamnă că noi suntem în regulă, nu poate contesta nimeni și noi suntem... Adică, în mod normal, la prezentă, dacă a fost singurul care s-a prezentat, în ambele, și la Slătineanu, și pe strada Răducanu, a fost unul singur care s-a prezentat la licitație. Mai sunt intervenții? Și în contractul care l-am luat, așa nu scrie nicăieri. Noi n-am aprobat așa ceva. N-am aprobat contractul. Am aprobat ce zicea domnul secretar, închirierea scoatului și acum. Iar acum noi aprobăm, practic, niște derularea unor lucrări. Pe perioada de grație ne-am construit unul de 6 luni. Vă rog să fiți atenți. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog să mă rog. 14 voturi pentru. Împotrivă! Abțineri-vă! 1, 2, 3, 4, abțineri. Proiectul a trecut. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la spații situate în imobilul din strada Slătineanu, numărul 1, orașul Gomă, județul Bacău, care face obiectul contractului de închiriere 10.325 din 26.7.2023. Și scutirea de la plata chiriei pentru o perioadă la fel de 12 luni. Comisiile, vă rog. Comisia de urbanism a zis favorabil la unanimitate. Comisia juridică. A zis favorabil 6 voturi pentru vot împotrivă. Vă rog. A zis favorabil 6 voturi pentru. Doamna președinte, Comisia economică a zis favorabil 3 pentru 9 abțineri. Vă mulțumesc frumos. Discuții
Aș dori să știu dacă medicul pediatru care vine are normă întreagă la acest cabinet și dacă are contract cu casa. Pentru că dacă are contract cu casa, atunci prețurile vor fi minime sau gratis pentru locuitorii orașului Târgoviște. Dar dacă va fi un cabinet privat, atunci vom plăti pentru și vom acorda și reduceri totodată. Este drept că primează 6 luni de zile, stăm fără medic pediatru și contează. Contează și așa. Dar toți au contract cu casa. Oamenii au... Că dacă nu ai un risc, ar avea la fiind. Da, este și privat. În zona aici, în oraș, e mare probabil, dacă aici nu e. Da. Din câte am înțeles, e Denisa Lucinor. Pe când s-a lucrează la Oineștiu, nu mă întreabă. Și cu siguranță este privat. Nu. Vă spun că mă pricep la chestia. Deci un medic poate lucra cu contractul casa la o normă jumătate. La normă și jumătate. Dacă jumătatea de normă revine orașului Târgovna în contract cu casa, foarte bine. E foarte bine, nu e nicio problemă. Nu m-a surfit. Dar dacă are în altă parte tot contractul casa jumătate de normă și mai are jumătate, nu jumătate de normă, are ore care le alocă ca un cabinet privat, atunci o vom plăti. Deci eu nu am nimic. Sunt de acord. Stăm fără medic pediatru de 6 luni, din aprilie. Perfect. Mai sunt intervenții, stimați colegi, dacă nu supun proiectul de hotărâre, îl supun la vot. Cine este pentru? Vreau să numără. Bine, cu neadu vom urmări să ajungem cu casa să beneficiem de serviciile vitale. Împotrivă, dacă este cineva. Cine se abține? Proiectul a trecut. Punctul numărul 11 l-am discutat la începutul ședinței. Punctul numărul 12. Informarea privind stadiul de înscriere a datelor în registrul arhivelor în primul semestru anul 2023. Am primit materiale. Nu știu dacă este cazul să discutăm. Punctul numărul 13. Diverse întrebări, interpelări, răspunsuri. Domnul Măciun Cavescu. Nu mai întreabă. Nu mai întreabă. Vă rog, când se dublionește piața agroalimentară pentru 3 ani din campania electorală? Ne puteți da un răspuns? Conform prevederilor din bugetul local. Am înțeles. Activitatea de la piață este o activitate autofinanțată. Deci toate susținerea activității, salariul unui administrator de acolo, care e și casier, care e și îngrijitor, care e și de toate, și toată cheltuiala materială se autosusține din taxele și veniturile directe ale casei alimentației. Ați trecut luni dimineața prin viață să vedeți cum trec se face. Trec permanent, domnul. Trec permanent? Vă place cum se face? Îmi place că lăsați mașina în gura pieței. Păi nu ne-ați alătat loc de parcare. Păi, dar deci, de 10 ani de zile, în calitate de primar, trebuie să faceți demersuri, deci, să faceți fiecărui cetățean loc de parcare. Și în plus pentru turiști. Da? Scrie că și-a postul dumneavoastră. Exact. La pagina care? La pagina 508. Citiți. Podul care trece peste Drotuș, spre cartierul Poem, a apărut o gaură și trebuie să o remediați. Tot în calitate de primar și de la orașul. Da? Vă stă în sarcini, în atribuții. Două stații de microbuz, care sunt frumoase la noi în Târgovna, trebuie, nu știu, refăcute, dacă sunt măzgrite, și plus că nu arde lumina, noaptea, nu este iluminat. Prima sondă cu furaj mecanic, de care ne mândrim și la care nu ați participat cu nimic ca să o reabilitați, da? Măcar să păsiți în jurul ei, să nu se vadă, poate se ascunde de bruiere, urât, da? O treceți acolo la
obiectiv turistic de vizitat. Dar este urât când treci acolo să nu, să nu vezi o amenajare frumoasă. În parcarea de la, de la Mosoare, nu apărut nici acum masa și scaunele pe care, sau băncile pe care pot sta un turist în tranzit. Aparține DNA-ului și las DNA-ului și totuși, totuși s-au orientat și au făcut. Ca și gaura cu porț. Da. O soartă din poem, tot așa. Apare paragină dacă nu e un eveniment apropiat ca să fie... Cred că n-ați mai fost de mult pe acolo și este întâmplător. Deci mergem acum să facem fotografii? Acum, pe frate, să vedeți, să vedeți cum răsară saltul. Dumneavoastră ați făcut investiția. Da, da. Da, să nu faceți nimic. Mai bine să nu faceți nimic. Când se rezolvă repararea sau înlocuirea trotuarului de la... a trecut o lună, da? De la Biserica Răducan, care a spus că firma va interveni și va înlocui trotuarul, care este o lucrare neconformă. Că întreba și plătit-o, nu știu. Blocurile de la, din tăbăcare, I-urile, deci nu au drumul de acces decât prin bălți. Dacă puteți spuneți să balastați acolo ceva, să nu se mai calce prin bălți, eventual este și un, o canalizare care se deversează în trotul și e o problemă de mediu, mergeți pe acolo și vedeți. Sunt multe probleme ale orașului și curățenia lasă de dorit, deși avem propria companie. Mergeți în oraș pe jos și vedeți că ceea ce spun eu este adevărat. Mergeți și umblați acum tot că plouă pe trotuare, să vedeți că trotuarele care au făcut pe vremea altor mandate, da, sunt bălți. Încercați să le refaceți. Da? Știu că nu aveți bani la buget suficient, dar văd că renunțați la unii bani ca să aveți bani. Da? Mulțumesc frumos! Mulțumim! Dacă mai dorește cineva, vă rog, doamna colega. Am o rugăminte. La Pepco și la Central, știți că sunt, se parchează tot timpul la intrările aceea unde vin mașinile cu marfă. Și m-au rugat cei de la magazin, măcar peste zi, să-i lăsăm să pună, cum să spun eu, da, ceva care să nu le mai ocupe locul. Este foarte greu, să știți că chiar am observat și eu, se cară marfa de departe până la magazin și e greu. Lăzi cu sticle, cu betul, cu... e greoi, foarte greoi, știți? Și, na, nu se poate, trebuie să iau și noi ne ducem să cumpărăm de la ei. Noi am discutat cu o reprezentanță acestor două lanțuri de magazine, că aceste magazine nu sunt doar la Pepco. Da, știu. Și le-am spus că fie își aranjează programul de aprovizionare la anumite ore, pe care putem să le asigurăm o culoare de acces de încărcare și respectiv descărcare a mărfii, sau, dacă își doresc și pot să vină, să concesioneze sau să închirieze un loc de parcare pe care să și-l asume și să plătească. Pentru că acolo... pentru că cele două parcări sunt parcările publice care sunt deservite și de către locatare locurilor de tip ANL și atunci, în condiții egale, dacă la... chiriașii de la ANL nu li s-a pus la dispoziție prin închiriere sau prin concesionare loc de parcare, nu poți să pui nici la un agent economic. Noi observăm și același lucru, avem discuții și cu Mega Image, și cu Pepco, cu excepția magazinului Penny, care și-a organizat parcare din fondurile proprii și investitorul și-a făcut acolo, acești trei furnizori doresc doar să își ruleze marfa. Iar ca domnule, dar faceți investiții în toate orașele, v-ați asigurat loc de parcare. L-ați amenajat, l-ați semnalizat, l-ați întreținut. Până la urmă, va veni o vreme când trebuie să reglementăm lucrul ăsta, pentru că orice activitate comercială, dacă își dorește... Da, e puțin mai greu să stabilească orele când primește marca, să știți. Știu, pentru că vin furnizorii. Dar au... Spre exemplu, la Pepco, ei nu au decât două zile pe săptămână, dar nu știe când și la ce ori. Știu. Și noi le-am transmis lucrul ăsta, plus că avem probleme la magazinul Profi, da. Că la nivel de lanț de magazine, de tipul oraș, toate au program non-stop. Da. Pentru că așa este politica angajatorului.
Acolo se produce un fenomen și am discutat permanent cu domnul comandant de la poliție și cu domnul comandant de la jandar, că sunt niște tineri, sau adolescenți, care pe parcursul serii vin și achiziționează în detaliu diverse produse de alcool sau tutun. Și pe spațiu verde, de pe pietonal, fac o gălăgie enormă, mizerie, lasă tot felul de ambalaje de ce consumă ei acolo și creează un disconfort total locuitorilor. Noi am solicitat mereu magazinului să-și modifice programul. Ei vin și argumentează, noi asigurăm identitatea doar pe suprafața noastră interioară, că restul este domeniul public. Poliția și-a făcut datoria și își face datoria atât cât poate să facă cu echipajele pe care le are, dar nu pot să stea pasnic acolo la... și de aceea încă situația acolo n-a fost reglementată cu acei tineri care sunt un pic mai vulcanici, sunt mai teribiliști, creează disconfortul ăla. Am înțeles. Da. În concluzie, noi așteptăm să vină. Da. Trebuie să facă și ceva ca și dezvoltatori. Pentru că, până la urmă, au bugete de dezvoltare. Ei au găsit o piață frumoasă de Bobrea, pentru că gestionează toată piața de desfacere a produselor. Și ca peste tot, toate orașele, la Comănești unde au făcut și au făcut parcare, la Onești, la... Adică, da. Bun, eu aș vrea să sugerez asta a fost o... da. Să se găsească o... Sigur. Soluție, da, cu toți. Mulțumesc. Dacă mai este cineva care dorește să intervină, mulțumim de participare, declar închisă ședința de consiliu. Mulțumim.